producător, regizor, compozitor și scenarist de film, David Lynch s-a născut pe 20 ianuarie 1946 în Montana, Statele Unite ale Americii. Americanul și-a făcut debutul în film cu producții de scurt metraj, apoi a urmat serialul de televiziune Twin Peaks, dar și filmele Lost Highway ori The Grandmother sunt din activitatea mai aproape de început a lui David. Coloana sonoră atent creată, secvențele de vis și coșmar, imaginile stranii reprezintă particularități ale filmelor lui Lynch, cunoscute pentru elemente de suprarealism conținute. Pentru primul lung metraj al regizorului american, Eraserhead, producția începe în 1971, dar este terminată abia în 1977, pentru că suma de $10,000 n-a fost suficientă pentru definitivarea filmului. Cunoscutul cineast se bucură de o mare audiență în Franța, în ciuda faptului că focusul său este exclusiv asupra Americii.